vam so, nu vam so. Zori sile mă prim, cum pe plajă mă plim, pentru că vara nu dor. Eu vara nu dor, vara nu dor, nu vam so. Ei bine, vreau să vă zic că eu am luat decizie. Vara aceasta am să dorm dezbrăcată, pentru că este și foarte cald afară. Dacă este bine sau nu și ce se întâmplă în organismul nostru atunci când alegem să dormim dezbrăcați, ne spune domnul doctor, invitatul nostru de astăzi, Ovidiu M. Peneș. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața! Avem și o exemplificare în platou, da. După cum puteți practic observa. Da, foarte bine. Sigur că da, este foarte bine și nici nu știu dacă oamenii obișnuiesc să doarmă îmbrăcați, pentru că de foarte mult timp sunt recomandările acestea de a dormi complet dezbrăcat. Și o să vă și explic de ce, din punct de vedere medical, este foarte bine să facem asta. În primul rând, vă dați seama, în funcție de obiceiul fiecăruia, putem să dormim cu șosete, cu tot felul de pijamale sau de siuri. Acestea se mișcă în timpul somnului. Noi superficializăm somnul pentru a ne așeza diverse lucruri care ne incomodează. De aceea e foarte bine ca patul să nu fie foarte încărcat nici cu multă lenjerie, cu multe, prea multe perne, și nici noi să nu fim foarte îmbrăcați. Superficializând somnul pentru a ne așeza aceste lucruri, automat pierdem din calitatea acestui somn. Un alt lucru de care trebuie să ținem cont este faptul că atunci când dormim foarte îmbrăcați, temperatura corpului tinde să crească. Lucru care nu este foarte bine și de altfel trebuie să ținem cont. Noi un somn liniștitor, dar haideți să le luăm pe rând. Temperatura. Ne-am pregătit așa câteva etape și dumneavoastră să ne ajută să le comentăm pe fiecare parte. Haideți să vedem. Prima poziție, să spune, te odihnești mai bine. Da, te odihnești mai bine, nu te superficializezi somnul pentru a așeza diverse lucruri pe tine sau diverse lucruri în pat. Al doilea lucru este că dacă dormi dezbrăcat, temperatura corpului scade. E adevărat că e un somn mult mai adânc? Da, imediat, nu numai că e mult mai adânc, dar este și crescut calitativ. De altfel și temperatura în cameră. Obișnuim întotdeauna, mai ales iarna, să punem termostatele pe 25-28 de grade. Vara, la fel, să nu deschidem un geam și să păstrăm în interiorul camerei de dormit o temperatură de peste 25-27 de grade. Nu este sănătos. Odată faptul că există niște mecanisme prin care hemoglobina noastră leagă oxigenul. Deci, cu cât mai temperatura este mai joasă, cu atât oxigenul este mai disponibil pentru hemoglobina noastră, celulele roșii care transportă sângele, și bineînțeles că implicit vor aduce o cantitate sporită de sânge, de sânge cu oxigen îmbogățit la țesuturi. Metabolismul va fi accelerat, va fi de calitate superioară și oxigenarea fiind de calitate superioară și neuronii respectivi în timpul somnului funcționează altfel. La fel toate țesuturile. Deci, reducând temperatura în cameră și folosind dezbrăcatul sau dormind dezbrăcat în timpul somnului, scăzând și eliberând mai multă cantitate de căldură, ne oxigenăm mult mai bine. În plus, va fi stimulat și metabolismul celular, lucru benefic pentru toate celulele noastre, care astfel se vor regenera în timpul somnului. Un somn de calitate superioară înseamnă că va intra în diverse faze ale somnului. Avem faze REM în situația în care noi visăm și atunci producem anumiți hormoni. Hormon care ne regenerează, cum este hormonul de creștere, da? Așa numit hormonul tinereții veșnice, care, pe lângă faptul că ne menține celulele regenerate și întinerite, va determina metabolismul să fie foarte echilibrat și noi să ne trezim plin de energie. A doua zi dimineața vom constata că ne trezim spontan, fără să ne sune alarma, după un somn de 7 ore jumate, 8 ore de foarte bună calitate. Deci un somn foarte bun. Haideți să continuăm și cu următoarea. Ce se mai întâmplă cu corpul nostru atunci când dormim dezbrăcați? Hai să vedem ce am mai pregătit. Ușurează respirația.
Da, nu numai respirația, cum spuneam, dar anumite părți ale corpului care toată ziua sunt îmbrăcate. Cum ar fi? Șosete, pantofi, da? Toată ziua la birou sau dar pe stradă. Dar cred că toți atunci când ajungem acasă, vrem să ne dezbrăcăm, să ne punem da, nu, coasă. Nu se întâmplă asta. Și călduri, domnule doctor, de peste da, 35 de grade. Ideea este imediat să faci un duș răcoritor și să elimini șosete, tot așa. La fel, părțile intime. Tot timpul se va purta, nu, se poartă kilotul, se poartă pantalon scurt, se poartă o serie întreagă de articole de îmbrăcăminte. Dar de ce se spune că o să-i respira mult mai ușor asta? Pentru că corpul nu se mai încălzește atât de tare? Da, și cam și spus, oxigenarea hemoglobinei se face calitativ superior și oxigenul acela este liberat la țesuturi într-o calitate sporită. Deci se înlesnește respirația la nivel celular. Dar nu numai asta, în timpul somnului, dacă nu purtăm, de exemplu, chilot, în special în cazul fetelor, și permite o ventilare corectă a zonelor intime, va fi un factor favorizant pentru igienă, în sensul că, purtând în continuu, chiar dacă se spală și se face igiena locală corespunzător, un chilot, da, și nepermițând o ventilare corectă a zonelor intime, se favorizează apariția infecțiilor cu fungi, cu ciuperci. Da? Lucru care statistic s-a constatat la fetele care dorm corect dezbrăcate în timpul somnului, că nu se mai întâmplă. Sunt făcute din tot felul de țesături, că nu țesături mai, mai ales culori sintetice, și vopsele pe da, haine o serie întreagă de vopsele care nu sunt tocmai care atacă, de dorit. Practic, da. Plus că ține un mediu acolo închis, un mediu umed, favorizant pentru infecții. Pentru bărbați, de asemenea, lipsa chilotului, nu, și ventilarea în timpul somnului permite răcirea zonei lor intime, astfel încât s-a constatat că o temperatură mai scăzută a zonei lor intime la bărbat stimulează spermatogeneza. Deci stimulează virilitatea și fertilitatea bărbatului. Nu avem cum să ilustrăm în această dimineață acest lucru, dar cu siguranță este bine de știut. Haideți să vedem următoarea etapă, Zoia, dacă poți să ne ajungi, te rugăm. Așadar, când te trezești, de fapt, dacă dormi dezbrăcat, te vei trezi mult mai devreme și plin de viață. Deci atunci când îți sună alarma să te trezești să pleci la muncă la 6:30, nu o să mai fie o problemă. Te trezești înainte de a suna alarma, pentru că dormind mult mai profund și mult mai regenerant și, cum spuneam, secretându-se o cantitate sporită de hormon de creștere în timpul somnului, mai mult chiar, reducerea stresului va determina, în mod normal, spre dimineață noi secretăm o cantitate sporită de hormon numit cortizol, hormonul de stres, da? Mai ales când sună ceasul, alarma aceea puternică și noi suntem într-o fază a somnului destul de profundă, ne vom confrunta cu o cantitate sporită a cortizolului. El, pe de o parte, are roluri benefice, dar în cantități prea mari va determina starea aceea proastă. Se spune că este bine să dormim 8 ore, 7-8 ore în medie pe noapte. Da, cam 8 ore în medie, dar și somnul ăsta să fie de calitate, cum spuneam, astfel încât să secretăm suficient hormon de creștere și o cantitate reglată de cortizol. Da? Astfel încât să avem starea aia plină de energie dimineața. Nu uităm să bem și două pahare de apă dimineața, imediat când ne-am trezit, pentru a porni procesele de eliminare a toxinelor acumulate pe perioada somnului, rezultate în urma metabolismului. Haideți să vedem următoarea etapă. Următorul, ia să vedem, te eliberezi de stres, ceea ce ne cum și spuneam, da, pentru că nu vom controla secreția de cortizol, mai ales pentru populația care trăiește în orașele aglomerate și în care există o serie întreagă de zgomote în timpul nopții, pentru că sunt blocurile supraaglomerate, că e muzica din parc și așa mai departe. Deci dacă trecem pentru o perioadă mai stresantă, suntem la mai fel, la nervoși birou, și da, ar fi bine să... Vedeți, se lucrează contra cronometru în ultima perioadă și atunci toată lumea se află sub stres și dacă s-au făcut anumite studii populaționale pe hormonul stresului, cortizolul, s-a constatat că sunt majoritatea pacienților au secreție foarte crescută de cortizol, ceea ce nu-i bine, pentru că acesta se opune regenerării celulare, are un rol catabolic, mai ales pe structura musculară. Dar bine, ceea ce îmi place din toată această discuție și pentru faptul că a dormi dezbrăcat ai multe beneficii,
Ultima etapă e cea mai interesantă, domnule doctor. Când dormi cu soțul, soția. Da, îmbunătățește viața de cup. Am zis că piele da, e cel deci mai tare contactul. La fel, contactul acesta continuu, contactul pielii cu soțul sau soția în timpul somnului, lucru care iar cumva nu prea se mai practică în ultima perioadă, va determina secreția unui alt hormon esențial și pentru reîntinerire și pentru fericire, și anume oxitocina. Acesta se eliberează la acest contact cu pielea partenerului și aceste mici jocuri și pur și simplu dormit împreună îmbrățișat determină această secreție a oxitocinei. Secreția oxitocinei îmbunătățește nu numai viața sexuală, dar îmbunătățește și regenerarea noastră, pentru că oxitocina și ea, la fel ca și melatonina. Ai ei de la partener? Da, deci practic tu o secreți în contact cu partenerul, deci contactul pielii. Da. Și stimulează și imaginația, mă stimulează imaginația, stimulează starea de bine, well-being-ul ca atare. Se secretă iară într-o cantitate sporită și melatonina, care contribuie la profunzimea somnului. Deci avem un joc oxitocină-melatonină care într-un final până dimineața duc iară la un somn foarte regenerant și foarte odihnitor, și dimineața iară ne vom trezi înainte de a suna alarma, plin de energie și gata de o nouă zi. Duș dimineața, nu? Poftim? Duș mai facem dimineața? Facem și seara și dimineața. Păi și zicem că dacă dormi dezbrăcat nu mai e nevoie să faci duș neapărat dimineața, pentru că corpul nu mai transpiră atât de mult. Nu transpiră, sigur că da, dar un duș cu un gel neutru de duș în fiecare dimineață este foarte util. Și nu uităm iară dimineața, foarte util, poate chiar să avem lângă pat două pahare mari de apă. De ce? Pentru că nu, să le consumăm apă plată, pentru că astfel vom stimula eliminarea pe cale renală a tuturor produselor de metabolism ușor toxici care se acumulează pe timpul celor 8 ore de somn. Doamne doctor, am citit de asemenea că dacă dormim dezbrăcați, în zona abdomenului putem slăbi și scade din talii, din centimetri. Este adevărat? Cum ne ajută la slăbit? Păi ne ajută, pentru că, în general, noi acumulăm grăsimea datorită unor dezechilibre hormonale. Scăderea secreției de hormon de creștere, somatotrop hormon, creșterea secreției de cortizol va acumula după sine acumularea de țesut adipos, de grăsime în jurul trunchiului, abdomenului, pe burtă, și o dăm foarte greu jos. Dacă noi ne reglăm acești hormoni printr-un somn adecvat sau prin tratamente de reîntinerire, în sfârșit, în condițiile în care noi am avansat în vârstă și nu mai putem doar printr-un simplu mecanism al somnului să ne producem acești hormoni, grăsimea asta se va topi. Și preferențial vom depune masă musculară în zonele în care trebuie, fără să mai acumulăm grăsimea în zona abdominală. Și dacă dormim dezbrăcați, vom avea contact direct cu așternutul. Recomandați un anume tip de material astfel încât să se comporte bine? Da, sigur că da. Materialele în care dormim este bine să fie de origine naturală și să fie plăcute, deci să nu fie foarte rugoase, să fie sunt așternuturi care nu fac cute. Da, să nu facă cute, ideea e să fie foarte bine întinse, eventual din acelea cu elastic, ca să stea perfect întinse pe toată perioada somnului și să nu se miște. La fel, salteaua este foarte importantă și perna pe care dormim. Nu este recomandat să dormiți pe foarte multe perne, pentru că îți veți contorsiona cervicala, calea respiratorie va fi mai închisă sau mai deschisă în funcție de poziția capului. Deci, poziția capului e bine să se facă pe pernele din acelea ortopedice care arată ca un biscuit, ca un pișcot, da? Astfel încât să umple zona aceasta cervicală și să se doarmă în orice poziție cu capul în poziție corectă, iar salteaua să fie o saltea de tip special, cu mai multe straturi, eventual cu straturi cu memorie, care să mențină o poziție corectă a coloanei și a celorlalte segmente. Pentru că dacă stăm pe o zonă proastă și un anumit membru nu se oxigenează, nu? Pentru că comprimăm arterele sau vasele de sânge, vă dați seama că atunci ajunge să somnul să fie disconfortant. Și iată cât de benefic este somnul dezbrăcat. Mulțumim foarte mult, domnule doctor Ovidiu Empene.